Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Loredana Groza s-a sărutat cu un solist celebru în văzul tuturor. Cine apare în imaginile care au făcut furori pe internet? Loredana Groza este una dintre cele mai excentrice vedete din România, chiar și după mulți ani în care a ajuns în lumea reflectoarelor. Fanii știu că nu pierde niciun moment în care să surprindă, Astfel că acest lucru s-a întâmplat și când s-a sărutat cu solistul unei celebre trupe din România, în văzul tuturor. Imaginile au făcut furori pe internet. Loredana Groza s-a sărutat cu un solist celebru din România. Cântăreața este una dintre cele mai lipsite de inhibiții vedete din România, care nu se ferește să ajungă subiect de discuție al gurilor rele. După ipostaze incendiare la spectacole și fotografii care țin cântă privirea, Loredana Groza s-a sărutat pasional în văzul lumii, cu un solist celebru din România. Ei bine, este vorba despre nimeni altul decât Cornel Ilie, solistul trupei Vunc. Dacă fanii credeau că între cei doi există ceva mai mult decât o prietenie, realitatea spune altceva. Loredana și Cornel erau protagoniștii spectacolului Mama Mia, muzical în cadrul căruia s-a produs și sărutul. Imaginile incendiare au fost publicate de Loredana Groza pe rețelele de socializare, astfel că fanii s-au putut bucura de momente cum rar au mai văzut. Câteva momente din spectacolul de aseară Mama Mia. În fața unei săle arhipline s-a produs magia. Mulțumesc tuturor celor prezenți, a scris Loredana Groza. Alți bărbați sărutați cu pasiune de Loredana Groza. La începutul lunii, Loredana Groza a fost, din nou, protagonista unui spectacol de-a dreptul fabulos, la ziua prietenului ei Cătălin Botezatu. După ce a făcut show pe scenă, cântăreața nu s-a abținut și a terminat momentul cu un sărut pe care mulți îl așteptau, cu Cătălin Botezatu. Artista și designerul de modă au o prietenie de lungă durată, astfel că între ei nu se întâmplă nimic mai mult de atât. Loredana l-aprecia pe Cătălin pentru puterea pe care a avut-o pentru a trece peste greutățile vieții.